Numărul cazurilor de dezinformare ecologică efectuată de bănci și companii de servicii financiare din întreaga lume a crescut cu 70% în ultimele 12 luni, potrivit unui raport recent. Instituțiile financiare europene au reprezentat majoritatea acestor cazuri, iar cea mai mare parte a dezinformării ecologice a implicat afirmații despre combustibilii fosili. Federația Bancară Europeană susține însă că această creștere poate fi legată de un control sporit și de angajamentele noi de sustenabilitate, mai degrabă decât de denaturarea deliberată a adevărului pentru a atrage clienți. Mergem chiar acum la colega noastră, Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN, are mai multe informații. Bun găsit, Andreea! Bun găsit! Greenwashing sau dezinformarea ecologică se referă la o organizație care face afirmații înșelătoare legate de sustenabilitate către investitori sau consumatori, de obicei pentru a-și îmbunătăți reputația și rezultatele financiare. Autoritățile de reglementare doresc să elimine acest fenomen pentru a ajuta cu încurajarea direcționării unor fonduri mai mari către investiții durabile, deși nu există încă o definiție legală a ceea ce este greenwashing. Instituțiile de supraveghere ale Uniunii Europene au prezentat în iunie o înțelegere comună la nivel înalt a greenwashing și au declarat că băncile, asiguratorii și firmele de investiții au făcut afirmații înșelătoare cu privire la acreditările lor de sustenabilitate către investitori. Industria bancară și a serviciilor financiare este a doua după petrol și gaze pentru numărul de incidente de greenwashing, susțin reprezentanții companiei care a făcut cel mai recent studiu, RepRisk. Acesta a înregistrat anul acesta 148 de cazuri din industria serviciilor bancare și financiare la nivel global, în creștere de la 86 anul trecut. Din cele 148 de cazuri, 106 au fost comise de către instituții financiare europene. Comunicarea înșelătoare în jurul subiectelor de mediu și sociale nu numai că împiedică progresul către obiectivele colective, ci și deunează încrederii consumatorilor și investitorilor, spun reprezentanții RepRisk. Mai ales că firmele care au o practică ascund problemele sociale de bază, cum ar fi abuzurile drepturilor omului și complicitatea corporativă sau impactul asupra comunităților pentru a-și proteja reputația și performanțele financiare.